Dublă greșeală, 1-0 pentru Pironcova. O minge mai înaltă și mai scurtă, atacată imediat de Bulgăroaică. Foarte bun serviciul și forehand-ul la... Atacat în permanență, Simona a avut inițiativa. Da, perfect. A scăpat din nou cu slice-ul de forehand Pironcova. Azi Pironcova după dublă greșeală. Încă o dată slice-ul de forehand. Riscă Pironcova și plasează mingea pe tușa. Este bună mingea, incredibil. Trei la 2. Își câștigă Pironcova. Va risca pentru că știe că asta are de făcut cu tine, altfel nu are cum să te bată. Iată backhand-ul despre care... Excelent reverul Pironcovei. Excelent punct făcut de Simona Halep. 3. Ce frumos a executat scurta, iată. Excelent, a condus punctul. Atacă frumos Bulgăroaica acum cu... Prea bun backhand-ul Pironcova.
Asta este rețeta. Și pare atât de ușor când lovește Simona backhand-ul acesta să schimb direcția. Nu este deloc așa. Ea face să pară acest lucru ușor. Închide setul 6-4 pentru Simona Halep, care încheie cu break prima. Dublă greșeală Simona și începe setul al doilea, așa cum a... Egalitate la erorile neforțate, câte 15, egalitate la lovituri câștigătoare. La serviciu, 1-0 pentru ea în setul al doilea. Are noroc aici Simona, 0-15. Dublă greșeală, 1-1. Excelent a jucat Simona. A plecat anticip. Perfect returul. 30. 15. A Simona Halep. Încă un la ea în teren. Nu s-a întâmplat asta însă. Da, superb! Un game în care Simona a servit foarte solid. Aspironcova. Superb acest backhand al Pironcovei, cea mai bună lovitura ei. S-a și așezat perfect. Da, încă un retur bun, lung și urmează forehand-ul decisiv. 4-2 Simona Halep. Ce minge câștigă Simona. Un duel în care pe rând ambele au părut o grimoasă a Pironcovei. Nu dau seama dacă o deranjează acel picior bandajat. S-ar putea să aibă ceva probleme musculare. De la 0. Excelent serviciul. Bouncing. Ce backhand reușește Simona, egal 15. Și prin prisma faptului că nu este o jucătoare înaltă.
Este rândul Pironcovei să riște, o face cu reverul. Da. Chiar mai scurt. Greșește cu forehandul Pironcova. Simona a ținut bine mingea în teren cu reverul. 6-4, 6-3, o victorie muncită. Spunea Simona ieri că Pironcova nu e o jucătoare periculoasă. Prima întâlnire între cele două. Simona este în sferturile de finală de la Dubai și acolo o va întâlni pe Ekaterina Makarova. Rusoaica a învins-o în sferturi la Australian Open. Statistica acestei partide cu Simona servind mai bine. Mai mult.